Și bine am găsit la nou episodul pe acest la canal. Asta vă juca Happy Wheels, pentru că jocul ăsta este foarte frumos și văd că și vouă vă place și mie îmi place foarte mult. Și tocmai de asta o să-l jucăm astăzi, la ora 8. Pentru că, e bine, am avut o leacă de treabă, dar sper că o să vă uitați la acest video, nu? Las că știu eu că o să vă uitați. E cald afară, ați stat afară, acum seara stați în casă. Sunt toate bune și frumoase. Și hai să începem acum cu Tsuki Quiz, care are un singur vot. Și nu știu dacă e bine sau nu. Ok, ne jucăm cu tipul ăsta. Nu am idee ce e. Ok, păi nici eu nu știu ce e chestia aia. Ok, so azi ai un quiz, so fugi, da? Îți place la facultate, da sau nu? Mai doamne, mersi că mi-ai pus chestiile alea în față. Mai să știi că îmi place destul de mult la facultate, e chiar frumos, deci o să merg pe da. Oh, bravo! Cică, dacă nu ai, dacă nu îți place, tot nu ai scăpare, nici nu știu să mai citesc cum trebuie. Îți plac testoasele? Da! Oh, very good! Ci că te credeam alt cumva. Aoleu, asta era un fel de dezamăgire de aia totală, dar deja mi-am rupt piciorul. Unde te-ai cunoscut cu Pink? La pâine m-am cunoscut cu el. La pâine, da. Pâine. și acum ai un bol fol. Și acum apasă pe Z, ok? Am apasat pe Z. Aoleu, capul meu, capul meu, capul meu. Mi-am pierdut casca. Măi, cauavane, mă, ce m-ai făcut să fac? Mi-am pierdut casca, mi-am pierdut siguranța. Vai de mine și de mine. Aoleu, să nu mă vadă mama. Glumesc, 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 glumesc. Am glume program. Apropo, sper că nu o să se audă vreo pasăre care ciripește sau un copil care urlă prea tare în video, pentru că mi-am lăsat gemurile deschise în casă, că e caniculă aici, e cancer. Nici știu cum să vă zic. Uresc vara, uresc căldura și abia în weekend o să vină cineva să ne repare și nou aer condiționat. Și atunci, e bine, într-un final o să am aer rece, yay! Dar, apropo, înainte de a trece la următoarea mapă, scuzați-mă, vă rog foarte, foarte, foarte frumos să lăsați și voi acolo frumos și un like mai jos. Dacă o să vă placă acest episod de Happy Wheels în care jucăm mapele făcute de voi, care sunt foarte drăguțe și mapa asta n-are voturi. Oh, ci că trebuie doar să răspunzi la niște întrebări de la Andreuța XD. O să mai faci live-uri? Da, o să mai fac, doar că momentul de față e puțin cam greu, că calculatorul meu nu poate să reziste la live-uri. Ce te motivează să faci YouTube? Voi, sincer, voi. Sunteți niște persoane foarte simpatice și voi e mare mă motivați să fac chestia asta. Nu ar fi fain să faci cândva un fan meeting sau să particip la unul? Ar fi destul de fain, dar vreau ca comunitatea noastră, știu că am făcut aici un fel de cacofonie și acum, doamne, și o să mă certați în comentarii, vai mă bâlbui în ultimul hal și nu știu ce am. Prefer să mai creștem puțin, să fim un număr mai mare și după ce mai probabil o să facem și un fan meeting, nu știu, ce mai probabil. Ce alte surprize ne mai pregătești și când? Păi dacă sunt surprize, nu vă spun, nu? Ce vezi la Pink? Barba lui. Cică, he, hai că am glumit. Uite, îmi dă și o inimioară. Oh, ce drăguț. Ok, ia să ne ducem noi în meniu. Tsuki și animăluțele. Tsuki este o persoană minunată și te apreciez foarte mult, te iubesc foarte mult. Oh, ce drăguț, Jessica, și eu te iubesc foarte, foarte mult pentru chestia asta. Și pentru faptul că ești alături de mine. Și multe alte chestii. O să ne jucăm cu tipul ăsta din nou și să vedem ce scrie acolo. De ce? Eram înțepenit, ok. Bună, Tsuki, sunt o mare fană, iar astăzi ți-am făcut o mapă cu o mâță și o vulpe foarte drăguțe. Sper că e mâța acolo, ok? Și nu alt cuvânt, just saying. Mâța Tsuki! Ce drăguț e, roz! E o vulpiță drăguță, dar de ce vulpița asta e supărată? Dar de ce? Cu ce ai supărat-o? Ce drăguț a fost! Ci că mulțumesc că mi-ai jucat mapa! Tsuki e cea mai tare! Păi da, normal, Tsuki e cea mai tare și voi sunteți cei mai tari! Bună, Tsuki, mă numesc Eduard și e prima mea hartă, sper să-ți placă XD! Mă, dar tu nu știi că se scrie cu X și cu D și atât XD!
în loc de X, de... Ok. Doamne, mai bine nu ziceam chestia asta, o să mă omorâți în comentarii, clar, deci o să mă omorâți. Așa, bună, Tsuki, mă numesc Eduard, ce-a făcut o hartă pentru tine, sper să-ți placă și o să ajungi la 1.000.000 de abonați. Măi, eu sper să ajung, chiar mă rog să ajung și îmi place că acolo am avut nivelul 1 și deja am trecut peste și am primit un harpon în inima mea de vulpe și m-am blocat aici. Dintr-un motiv sau altul, eu sunt blocat aici. Mai ești nebun! Stai, du-te în față, sari! Du-te! Măi, ce mi-ai făcut aici? Cred că mai bine l-am pe jos sau ceva. Stai că nu l-am... Oh, Jesus! No! Vine să cred! Am trecut mai departe! Spamăm aici până când o să reușim să trecem mai departe. Voi nu vine să cred, omule, ce mi-ai făcut aici? Eu nu pot să trec de chestia asta. Cred că nu mi-am ales caracterul bun. Dar nu e bai! Tsuki, nu se lasă! Nu! Mai era atât de puțin! Haide! Stai așa, știi că ne... Știi ce? O să ne lansăm așa cumva. Uai, de ce mi-ai făcut una ca asta? Ai măi, nu vine să cred. Deci noi chiar ne-am blocat aici. Orice aș face, eu nu pot să sar din chestia asta. Uite mă, deci eu nu pot să... Oh! Aleluia, yeah! Level 3. Oh, doamne, astea sunt bombe. Mie nu-mi place ce pot aici. Nu-mi plac bombele. No! No. Unde mă duc? Ah, m-a dus înapoi la level 3. Cumva, subit m-a dus înapoi la level 3 aici, ceea ce nu mă deranjează. Și m-a dus undeva foarte, foarte departe, în lumea largă și acum a rămas și fără cap și fără corp. Și mulțumesc, mor, că mi-ai făcut una ca asta. Oh, doamne, știi ce? Știi ce? O să ne jucăm cu tăticul ăsta pe mapa asta pentru că vreau să trec mai rapid de alea. E bine măcar că știu că pe acolo sunt harpoane și că s-ar putea să trec peste ele și avem și astea de aici și urăsc chestiile alea. Nu e bai, copilul meu s-a înjunghiat singur cu un harpon. E în regulă. E foarte în regulă! Oh, am reușit! Apasă Z, ok. Băi, sper că nu mă păcălești. Ok, am rămas blocat aici. În apărarea mea am rămas blocat aici. Nu știu dacă mai era ceva mai jos, dar o să trecem la următorul nivel. Mulțumesc mult, Eduard! Mulțumesc tare mult! A rămas blocat acolo. Cred că asta nu era intenția ta, nu? Nu știam eu. Regula acestui episod. 2358 de like-uri și 129.368 de vizualizări. Astfel... Mă bâlbâi, doamne! Altfel vă bat, băieți! Mai l-ați auzit? Atât să strângem la episodul ăsta, ok? Atât să strângem, că primite mafia pe voi cu porumbei, cu lanțuri la gât și bâte și vă bate pe toți. Oh, doamne, Florin, ești tare! Bun... Salut, Tsuki! În această mapă tu trebuie să salvezi o pisicuță de niște oameni care vor să o moară pentru plăcere. De ce fac asta pentru plăcere? Oamenii ăia vor să fie omorâți de mine, nu? De ce mai citești? Du-te și salvează mâța! Ok! Tsuki, ajutor! Mori, mâță proastă, lol! Omoară-i! Ok, eu mor! Na! Oh, așa. Gustă-mi roata! Gustă-mi roata în cur! Uite! Mori! Cum poți să te iei de o mâță? Vai de capul ei, gata, i-am omorât. Dacă sunt pe jos și nu mai curge sânge, se pune, nu? Nu? Bun. Ah, mersi, Tsuki! Miau! Yay! Am reușit să salvăm pisicuța, vă dați seama, am reușit să o salvăm. Ce tare! Tsuki, vulpița de aur de la Isabella Love Tsuki. Oh, trebuie să ajungi la sfârșit ca să câștigi vulpița magică de aur. Mapa este ce-i drept cam grea, dar te descurci că stai cu Pink în casă. În plus că ești foarte bună în ceea ce faci, continuă, nu te lăsa. Vulpiță la putere, citește-mi numele. Voi realizați că am citit numele fără să citesc textul și nu știam că vreau să citesc numele.
Ei, vă cunosc eu pe voi, vă cunosc, tu chiar și cunoaște fanii, cum să nu-i cunoască. Well, nu știu totuși dacă o să mă descurc sau nu, dar o să vedem. Ia să vedem, alegem pe ăsta. Bună, Tsuki, felicitări pentru 100.000 de abonați și eu vă mulțumesc foarte mult pentru numărul ăsta magnific. De ce am sărit? Ce s-a întâmplat? Doamne, o doamne, o doamne, o doamne! Asta trebuia să se întâmple? Asta nu trebuia să se întâmple, nu? Știi ce? O să sărim și o să mergem ca nebunii pe aici. Aoleu, doamne, dar de ce îți rup mă picioarele tot timpul? Mă, bulangiule, mă. E bine, am mai rămas cu un picior, e bine. Nu pot să cred! Trebuia să trecem peste chestia aia. Știi ce? O să încercăm să jucăm cu tipul ăla cu bicicletă și plod. Pentru că... De ce nu? Uite așa. Aoleu, frame-urile mele! Au, asta mă doare! Ok, am ajuns bine pe aici. What the fuck? Unde nu s-au activat alea? Și ne-am rămas acum aici? Ok! O să considerăm că noi am făcut nivelul ăsta și o să trecem la următoarea mapă. N-a zis nimic, nu m-a făcut de râs. Nu. Persoana asta nu mi-a scris nimic în comentariu, descriere sau ce-o fi chestia asta. Deci, am dubii despre ce să urmeze. Oh, salut, Tsuki, acesta este al doilea meu nivel. Stai, și eu ce trebuie să fac aici? Oh, trebuia să întâmple asta? Cum se face cu omul ăsta atât de gras încât mișcă mașina aia? Uite și tu! Mama mea, ce groasă e el! Stai că încercăm din nou. Ok, hai să încercăm. Cumva, să ne mișcăm. Yay, facem ca peștele în apă! Yay, suntem un căluț! De căluț! Na, nu mai cânt, că poate vă curge sânge din urechi. N-am o voce prea minunată. Așa, Tsuki Level. Bună, Tsuki, asta este prima mea mapă împreună cu BFF-ul meu, adică cu cea mai bună prietenă din lume. Șefana Heiping. Îmi place ce văd aici. Ia să vedem. Salut, Tsuki! Noi două ne numim Andreea și Bianca și suntem mari fane ale tale. Mulțumesc, Andreea și Bianca, vă pup acestea amândouă, dar de ce mi-ați spus mie o chestie de asta în care trebuie să mă înfing curul? Bă, pe tipul ăsta nu-l doare dacă își înfinge curul în țepi? Și ce întâlnire frumoasă ar fi fost și eu le-am distrus-o și acum o violez pe ea în fund. Oh, da. Ce plăcut e să violezi o persoană în fund. Oh, doamne, m-am stricat, gata, trec peste oamenii ăștia că e ciudat. Gata, am furat banii. Yay! I-am furat bănuțul! Tsuki desene, niște desene pentru vulpița mea preferată. Hai să trecem cu tipul ăsta, să vedem ce mi-a desenat ea mie. Salut, Tsuki, eu sunt Lisa și am făcut niște desene pentru tine. Sper să-ți placă. Mă, ce prenume frumos ai. O vulpiță nereușită. Ba nu, măi, cum adică că e reușită? Uite ce frumoasă e. Zici că e vulpița de pe tricou. Un cactus retardat. Băi, să știi că ăsta e un cactus destul de realist. Uite-mă pe mine! Un unicorn! Tsuki întâlnind un dragon. Băi, uite ce drăguță e vulpița! Să mor eu, ce frumoase sunt! Triunghiul Illuminati. Asta a fost, sper că ți-a plăcut și mi-a pus și steluțe la final. Oh, asta e atât de frumos! Jur, aveți o imaginație atât de bogată și... Da, stai, na, nu știam că trebuie să am un cont ca să votez. Ce vreau să zic, aveți o imaginație atât de bogată și sper să o păstrați în continuare. E super ce faceți. Tsuki și animația de la Cristi. Animația.
Ce s-a întâmplat? O să merg înainte! N-ați văzut nimic. Eu n-am omorât pe nimeni. Doamne, nu vine să cred. Ok, și nu pot să mă duc înainte. Nu pot să mă duc înapoi, dar nici înainte. Aoleu, dar ce lamă puternică are chestia de tuns iarba. Vreau și eu așa ceva la mine acasă. Ia să vedem exitul meniu. Tsuki Quiz. Bună, Tsuki, aceasta este prima mea mapă. Sper să-ți pleacă de la Pandicorn, Alexandra. Interesant, Pandicorn. Așa, ia să vedem ce e sus. Ia, uite, e vorbită drăguță. Și sclipesc cu ochii. Ce adorabil. Death by... Stai, te scriu acolo că citeam înainte. Ce-ți place mai mult? Friday sau Dead by Daylight? Mă, sincer, Dead by Daylight. Puteți să mă omorâți pentru chestia asta. Îmi place mai mult Dead by Daylight-ul. Pisica, stai. Sau vulpe. Vulpe! Vulpile sunt la putere, măi! Știu că a fost scurtă, dar sper că ți-a plăcut. Și ar trebui să fie o pisică sau vulpe de câmp, cred. Bă, nu, stai. Vulpea de câmp știu că e aia normală, pe care o vedeți de obicei prin cărți, știți, aia cu blana portocalie, știu că așa era. Așa, Tsuki, asta n-are descriere, aoleo, oare ce-o fi cu ea? Ok. Bună, Tsuki, jucător, sunt Călina, te cheamă Călina, ok, și asta este prima mea mapă, sper. Sper să-ți placă, 100% testată, LOL XD, enjoy! Ok, da, stai. Tu m-ai păcălit? Ia stai așa o secundă, că aia era neagră acolo. Altă chestie neagră și m-a păcălit din nou. Și acum trebuie să spargem gheață, era să zic sticlă, mă, sticlă vreau să zic, dar nu vine să cred că m-am prostit în halul ăsta. Așa, poac, m-am rămas blocat aici. Călina, ce mi-ai făcut? De ce? Îmi faci una ca asta? Aoleu, doamne, stai așa. Încercăm altceva. Dăm restart level și o să mergem foarte rapid să prindem viteză, să intrăm direct în sticla respectivă. Mai nu se poate dacă nu terminăm apa asta, nu? Dar cum adică? Cum adică? Așa. Și poat! Perfect. Haide, du-te. Perfect. Le-am spart. Nice! X. De, cu mulți bănuți care mănâncă frame-urile în ultimul hal. Aoleu, una bucată bombițe. Fuck, m-a speriat. What the fuck? Ce s-a întâmplat aici? De ce? Ai, de mine și de mine. Wow. Ok. Exit meniu. Tsuki Nivele, salut Tsuki, mă numesc Kevin și am făcut o mapă pentru tine. Sper să-ți placă, m-am chinuit mult. Citește toate textele de pe mapă. Că de multe texte sunt. Te-ai speriat? Da, e bine, aș suna de parcă ar fi urlat el și în spate urlam eu, dar e bine că sunt băieți. Băieții ăștia. Ar fi fost ciudat. Ok. Apasă butoanele mai întâi 1 și apoi 2. Eu apus butoanele astea, dar ce se întâmplă? A apus toate butoanele 1 și 2 și nu se întâmplă nimic. Îmi explică și mie cineva ce se întâmplă aici? Aoleu, doamne. Pe această mapă vor fi mai multe nivele. E sigur că funcționează cum trebuie? Eu am apăsat pe 1 și pe 2 și nu se întâmplă nimic și tastatura mea funcționează. Auleu. Asta nu cred că trebuia să se întâmple. O să mă uit peste mapa asta, poate fac eu ceva greșit. O să mai întreb.
să văd și eu care-i treaba. De fapt, chiar o să vă întreb pe voi ce trebuia să fac aici. Adică am apăsat pe 1 și 2 și pur și simplu n-am mers. Și o să ream apa asta în episodul următor de Happy Wheels. Și da, nu ne oprim aici cu episoadele de Happy Wheels. Nu știu, cred că o să fac unul la o săptămână sau la două săptămâni. Asta e și în funcție de câte multe mape se adună. Deci vă rog foarte frumos să faceți mape pentru Tsuki. Știu că cel mai probabil am mai ratat câteva mape, dar o să le caut și promit eu cu mâna pe sufletul meu de vulpiță foarte simpatică că o să le fac. Deci, dragii mei, vă rog foarte frumos să nu uitați să lăsați un like mai jos și de asemenea să vă abonați la acest canal pentru episoade și mai interesante pe zi ce trece. Vă rog foarte frumos să verificați și link-urile din descriere și de asemenea să nu uitați să lăsați și voi acolo un comentariu la acest minunat videoclip. Mi-a plăcut foarte mult mapele de la voi, abia aștept să văd ce mai urmează și pa, pa!